în echipă, dacă am 100 de angajați, eu mă împușc în prima săptămână. În momentul în care aveam 120, cred că, la bord, pe dyno stand, s-a rupt curaua și mașina s-a dus în pereți. M-am așezat și așteptam, am știi, scad vânzările, tăți hateri vin, ura, Radu, a dat greș. Știi ce comentarii avem sunt videos și ala? Uite, spun și întreg Fiori, așa stă pe acasă, pe divan și iar s-a dus la gonci. Trebuie să fii mai scromni. Nu, nifiga, adică din cauza asta noi am crescut așa înhibat și noi stăm în fiecare norca lui. El are un calculator. Undeva au auzit că se poate făcut niște rubli, că Radu face. Bagă-te, da, împărțim. Eu am stat, cred că vreo 3 ani fără concurenție. Nu interesant. Gine că nu niciun device, nici tuning. Deci, la BMW care știu motorul N55, respectiv, berea trebuie să aibă 5,5% procente de alcool. Pentru un BMW-ist, BMW-ul nu este un mijloc de transport de a duce la lucru. Este un stil de viață. Într-o familie de BMW-iști, trebuie și o mașină coreană care nu se strică. Bună, Radu! Îți mulțumesc tare mult că ai venit la Bun Interviu! Salut! Eu am în fața mea un pasionat de automobile BMW și asta e dovadă acest tatuaj de pe mână. Apropo, când l-ai făcut? Cred că pe 19 sau 18. Când am fost la un test drive de BMW, cu BMW-ul, sau în Austria sau în Germania, nu mai țin minte precis. Asta și-a fost primul epizod din vlogul meu pe atunci. Și a coincis toate stelele și tatuajul. Adică prima a fost cu BMW-ul. Oamenii care vin la Bun Interviu sunt acei pe care eu vreau să-i cunosc mai îndeaproape. Noi ne cunoaștem doar din două locații, să zic așa. Un studio de radio, unde ne-am văzut acum mulți ani la un interviu, și de pe rețelele de socializare, acolo unde te mai urmăresc uneori. Probabil că așa te cunosc foarte mulți. Cei care te vor vedea și la acest interviu. Eu aș vrea ca astăzi, dacă poți și cât de mult poți, să-ți lași o parte din măști, dacă le ai, și să fii Radu Pila cel din realitate, nu cel de pe online. Sau cel puțin să ne povestești despre cum e Radu Pila în realitate. Știi, cred că aici poate spectatorii tăi sau poate tu o să fii uimită, dar atâta timp cât am purtat mască, chiar pe Facebook, pe Instagram, când îmi promovam serviciile câțiva ani în urmă, eram nevoit, eram impus de specialiști în marketing, n-ai voie să vorbești prostii, trebuie să ai un fel de gândul tău să aibă un început, adică îmi puneau niște limite care nu erau, care nu mă reprezentau, știi? Eu, de fapt, întotdeauna am fost o leacă mai războinic în felul meu, niciodată n-am urmat regulile. Și atâta timp m-am convins singur de multe ori că atâta timp cât eu sincer și încerc să discut cu omul cu care discut, cu clientul, cu prietenii sincer așa cum sunt eu, asta intră. Și acum, pe ultima rețea de socializare unde eu îmi permit să fiu eu, fără niciun fel de mască, fără... Vorbești de TikTok acum? Da, unde n-am nicio mască, n-am nicio regulă impusă de marketolog și așa mai departe, asta dă roade. Și omul vede când tu ești sincer, e clar că nu vorbim că vorbești prostii permanent, dar tu nu ai textul scris, adică una când pe Facebook scrii textul și omul înțelege ce vrea să înțeleagă, alta când tu îl expui și vede privirea ta și ochii tăi și reacția ta. Atunci asta e mai sincer și mai real. Asta intră la mine. Deci, de fapt, în ultimul timp, eu cred că ultimii ani, am devenit mai deschis față de oamenii cu care lucrez, inclusiv chiar cu potențialii mei clienți, parteneri și așa mai departe. Dar cum arătai tu cu mască? Cum te simțeai? Să găsesc un cuvânt în limba română, știi, când... Îți spune și în rusă. Ți-ai impus stereotipuri că... Tu trebuie să fii așa, trebuie să fii îmbrăcat așa, un om de afaceri nu poate să îmbli în tricou, el trebuie să îmbli în cămașă, cu cravată, în pantofi, trebuie să vorbești frumos, trebuie să se bagă niște etichete de astea care toată viața cred că la cineva au intrat și la mine au intrat, am fost impus, dar n-a mers. Cum am fost, cred că deseori nesincer. Zi-mi, te rog, dacă ai avea acum posibilitatea să te afli pe o scenă în fața unui public numeros de oameni și ai la dispoziție așa o frântură de minută să poți spune cât mai multe despre tine, ce ai spune despre Radu Pila cel de astăzi? Eu am început așa o prezentare vreo 3 ani în urmă în fața la vreo 100 de oameni cunoscuți. Trebuia să dăm un fel de dare de seamă la un proiect. Pentru mine asta era
șoc, asta era 100 de oameni, Doamne, ce să fac cu dânșii? Încercam să-mi amintesc toate teoriile de al de trebuie să închipui, pitesc cu chelea goală și așa mai departe. Știi, numărs asta. Și eu zic, eu eram undeva printre ultimii, dar toți erau obosâți, dar e clar că nu trebuie și tu la nimeni acolo, știi? Și eu ies și spun, zic, mă rusă, că eram în Ucraina atunci. Și zic, bună seara, eu mă numesc Radu, eu de 3 zile nu-mi beau. Tătă sala s-a trezit, a început să țin eu de burtă, știi? Și am reușit prin asta să intru, știi? Și după asta, pur și simplu, din când în când îi mai băgam pe dânsii în discuții cu mine ca să pot ține. Ce aș spune eu acum despre mine? Spusteam много лет. Deja după câțiva ani, Radu Pila e un om care își permite, care poate, și eu fac totul altfel. Eu nu fac mai bine sau mai rău. Pur și simplu fac altfel. Altfel decât alții? Decât alții, decât toți. Repet, nu mai bine și nu mai rău. Altfel, da. Eu sunt altfel în toate. Și asta cred că mă face azi să fiu mai fericit și mai liber. Despre fericire și libertate putem să vorbim în mare parte atunci când ne gândim la copilul din noi și la felul în care eram alături de părinții noștri. De asta, așa cum fac cu aproape fiecare invitat, vreau să ne teleportăm în anul nu știu care, când aveai tu 5 ani, de exemplu. 85. În 85. Cum erai tu atunci și care sunt primele amintiri din copilăria ta? Cum te vezi tu cu ochii de acum, copilul de atunci, Radu Pila? Mă simțeam acum, dacă mă uit la mine, din 84-85, când m-am dus în clasa 1, mă văd apărat de părinți, iubit și cred că sau la sigur alintat. Mult sau dozat? Nu știu. Eu cred că era ceva o amestecătură. Bun, eu acum mă uit că ce am avut eu cu părinții, cred că mi-a intrat prea mult în coarne, știi, vorba așa. Dar cum erau părinții cu tine? Sau ce fel de educație avea? Una severă, una restrictivă sau îți permitea foarte multe în fiecare zi, oriunde și oricând? Uite, aici e cel mai interesant că dintr-o parte eu spun că am fost alintat, dar majoritatea timpului eu am fost educat și crescut strict, adică nu mi s-au permis multe lucruri. Noi n-am trăit bogat sau cu o mulțime de bani, nu. Taică mea lucra, după lucru mai dușești, mai taxuie, adică noi am trăit modest, și am fost educat strict. Dar, pe lângă asta, îmi permiteam multe, adică îmi permiteam, cred că acum, dacă mă uit după tot timpul ăsta, cred că îmi permiteam unele manipulări copilărești. De al de vreo constructor din fier, când sunt în spital, știi? Adică eu eram cam bolnăvicios atunci cu plămânii și îmi permiteam cam multe prostii. Dar, în genere, nu pot spune că am fost lăsat de să fac din capul meu ce vreau. Ai mai avut frați? Nu, singur. Înseamnă că ai fost totuși alintat. Așa spune lumea. Ce profesie aveau părinții tăi? Mama contabil, tata era șofer. Adică, de fapt, dacă ai să aduce aminte primul interviu al nostru, el era macaragiu. Dar pe urmă, în ultima perioadă a lui, el a lucrat șofer. Și copilăria ta a fost? În Chișinău. În Chișinău. Da. Cum a fost mai târziu adolescența ta? Adolescența a fost mai grea, pentru că în clasa nouă taică mi-a murit. Eu am rămas singur cu mama și nu pot spun că am avut parte de alintări. Am fost nevoit să îi dau forțaj. Te-ai maturizat, crezi că mai devreme decât alții? Da, cred că da. Cred că da și cred că asta uneori nu mi-ajunge să-mi aduc aminte cum era, cum avea să fie, dacă era și el. Nu știu, poate nici în diminț mai tare. Probabil că ceea ce ne dă Dumnezeu e la timpul potrivit, în locul potrivit și atât cât putem noi duce, nu? La sigur. Și mi-ai dat niște încercări din când în când să vadă dacă noi n-am pierdut din concentrare. Apropo, tu ești un om spiritual mai mult sau religios? Spiritual.
Am văzut că te implici și în acțiuni de caritate deseori. Vreau să te întreb dacă asta vine din, să nu fim acum răi, dar din nevoia de a-ți promova o imagine bună și pe rețelele de socializare, pentru că asta e și la modă cumva, sau e totuși o trăire interioară? Știi, des în ultimul timp, chiar și eu și Colea Chiriac, întâmpin aceleași vorbi, pretenții de la alții că binefacerea trebuie să fie în liniște sau cum e vorba aceea care trebuie să o faci în liniște. Dar eu consider, și într-adevăr asta e părerea mea, că noi trebuie să facem bine atât cât putem. Și de ce nu? Scopul meu, vă zic sincer, scopul meu din decembrie încoace, de când am început mai activ să ne implicăm, să mă implic, să ne implicăm în binefacere, scopul meu e să-i trezesc pe toți. Să-i trezesc pe toți în sensul măcar ce e din breasla noastră cu Colea, da? Cu virgulă Colea. Pentru că noi fiecare suntem axați pe niște chestii materiale, da, ele sunt importante și pentru mine, dar, mă repet, nu-mi pierd gândul, chiar vreau să-i trezesc pe toți ca fiecare să facă cât de puțin. Deci, anume din cauza asta, eu și mediatizez sau socializez sau mă expun, mă arăt ce facem noi, da, că am cumpărat 50 de mingi, le-am dus la casă de copii sau am cumpărat 20 de paturi, nu că mă laud, dar ca să-i trezesc și pe alții. Știți ce mai interesant? Cred că asta, atunci eu am înțeles că noi facem tot corect, indiferent de toți haterii din jur. Niște băieți la fabrica de mobilă, care prima dată cu care noi am strâns 20 sau 30 de paturi, i-au întrebat, ce faceți voi? Ia că noi, pentru casa de copii, din Hâncești. Ei și-au adus aminte că în satul lor natal au tot așa o casă de copii și-au făcut niște mese pentru ei. Deci asta, știți, e că, știți, zadacea vâplnină. E că asta e important. Și mereu școala fix asta face și eu o să fac. Mereu o să povestesc când o să fac ceva, pentru că mi se pare că e o dogmă, sau nu știu dogmă, cum să spun dogmă, sau e vreo idee din copilăria noastră prin care noi nu trebuie să ne lăudăm. Știi? Eu cred că dacă fiica mea a să iei nota 10 la o materie oricare sau locul întâi la olimpiada nu știu care de matematică, de ce nu se laude? Știi? Adică trebuie să fii mai scromne. Nu, nifiga. Adică din cauza asta noi am crescut așa înhibat și noi stăm în fiecare în norca lui și cum cineva începe să facă. Pur și simplu, e problema că acei alți care nu fac nică, sunt geloși sau cum zice, zavisliui. Geloși, invidioși. Da. Când spui despre Colea sau Nicolae Chiriac, pentru cei care ne ascultă acum și nu știu poate încă cine este el, este unul dintre foștii invitați de la Bun Interviu. Și apropo că ziceai de ce promovezi cumva acțiunile de caritate și pe rețelele de socializare, în principiu noi la Bun Interviu facem același lucru. Deci vrem să promovăm oamenii care la rândul lor fac lucruri bune și de asta se numește Bun Interviu. Mulțumesc încă o dată că ai venit aici. Mare plăcere. Tu ai zis cumva că moartea tatălui ți-a dat o lecție dură de viață, pentru că te-a făcut să te maturizezi mai devreme. Pe parcursul vieții noi probabil întâlnim și alți mentori, oameni care ne învață anumite lucruri, ne dau anumite lecții de viață. Se întâmplă uneori că avem profesori din ăștia foarte buni, de la care ai ce învăța, dar și pseudo-învățați care vin să se dea deștepți în fața noastră. Mă refer aici și la domeniul de activitate pe care l-ai ales tu de la o vreme încoace, de vreo 12 ani de când... Da, din 2010-2011. Cine a fost cumva profesorul tău care te-a inspirat să faci asta și cine a fost cel care a vrut să-ți pună bețe în roate cumva la început? Dacă îți mai amintești. Sau a venit asta iarăși din dorința ta proprie și nu a existat un exemplu? Chiar nu a existat un exemplu pentru că nu aveam nici aici, nici în țările de alături, din vecinătate, n-am avut așa exemplu. Adică pentru mine, acum da, acum discut cu ei, ne împărtășim, ne mai ajutăm unii pe alții. Eu am pornit afacerea asta anume din experiența proprie, adică primul automobil pe care eu în 2009 i-am mărit puterea, asta a fost un BMW. Și am înțeles că oameni nebuni de al de mine sunt foarte mulți.
Și atunci serviciul ăsta nu era popular, el nu exista. Eu am pierdut undeva vreo 7, am investit vreo 7 ani din timpul meu pentru marketing de, cum zice, образовательный, nu știu cum în română, marketing să de... Înveți, da? De, să nu să înveți, să înveți clienții ce e asta. Așa, da. Să le explici da, ce serviciu da, aduci pe piață. Da, da. Respectiv, s-a pierdut foarte mult timp asta, n-am avut exemplu, pe urmă cu timp au apărut. Oamenii care m-au împiedicat, este cel mai interesant și de obicei eu sunt prietenii și neamurile și colegii, dacă în 2009 îmi spuneau, în 2010, Radu, care tuning, băi, și cu tine deschide magazin de lapte și pâine, să ai bani. Oamenii n-au ce mânca, da? Da, oamenii n-au ce mânca, bagă, vinde pâine și lapte. Eu am zis că nu, lapte și pâine foarte mult și atunci cred că s-a pornit felul meu de a fi altfel, de a face altfel. Eu nu pot face ca toți. Și nu în ciuda altora. Nu, pentru că pentru mine asta a fost interesant. Eu știam că o să reușesc. Acum mă dezvolt datorită la concurenții mei, pentru că vreau să fiu mai bun ca ei. Așa, asta e ok. Adică nu fac în ciuda la nimeni nimic. Ce te-a învățat această experiență? După ce ai trecut prima dată, da, peste sfaturile, în ghilimele, ale unora, cum se întâmplă a doua oară când te ciocnești de reticența unor persoane? Cum ești acum? Mai puternic sau nu asculți în general părerea altora? Nu ascult. Deci asta e și, cred că, cea mai importantă lecție din ultimii ani care eu am învățat-o și încerc să o aduc, să o translez și la colegii mei, la fiică mea. Trebuie să ai un vis și să crezi în el. Pentru noi, hai să fim sinceri până la urmă, pentru noi când eu am terminat școala, era la modă să duc să învețe oamenii la IT, da, pe ăsta. Și nu duceam părere că, bă, și cu voi, trebuie advocat și mai trebuie acolo. Economiști, da. Și dar mă, ești cu IT și nici iau ce, fac ruble. Eu cred că până la urmă e cânticul lui Stratan, dacă nu mă greșesc, că trebuie să crezi în visul tău și să faci ceva pentru asta. Atât. La sigur, când o să începi, când o să înceapă, chiar și fiicmea când o să înceapă, nimeni nu o să susțină. Adică din colegi, din prieteni, cred că. Pentru că așa sunt oamenii noștri. Până la urmă, asculți, da? Ok, mergi mai departe. Dar tu, la rândul tău, cum ești? Atunci când vezi un tânăr, sau nu neapărat tânăr, o persoană care vrea să-și redefinească felul de a fi, să-și regândească, poate, business-ul și vine și-ți spune, uite, am o idee nebună. Cum faci? Foarte bună întrebare, pentru că m-am ciocnit, cred că o lună în urmă. Vine un cunoscut. Tânăr? Radu, milion, ideea na milion, hai să facem ceva. Adică o idee, nu spun, că să nu-i pară că îi vând secretul. Și mai interesant că eu ideea asta am avut-o vreo 10 ani în urmă, am studiat-o, am ajuns să fac business plan, am înțeles că trebuie peste 1 milion, 2 milioane de euro investiție și am înțeles că până și nu-i timpul, știi? Și prima reacție a mea când el îmi spune, eu am vrut să zic, n-a să meargă. Mi-ai furat-o. Nu că am mai furat-o, am zis că n-a să meargă când e nereal în Moldova, știi? Și pe urmă stau și mă opresc, îmi aduc aminte când pe mine mă susținea nimeni și îi spun, bratan, fă business plan, ai să ciocnești de vreo întrebare, îți vii la mine, să încercăm ceva, să calculăm împreună, dar fă ceva pentru asta. Nu mă asculta pe mine, fă business planul. Când îți vezi că îți trebuiască 1,5 milioane de euro sau 2 milioane și știi de unde le iei, atunci e ok. Dar dă-i forțaj mai departe. Și da, a fost nevoit, deci oricum, înțelegi, prima reacție a fost, ne paideu. Și acesta e un caz unic sau mai des se întâmplă așa? Cred că automat mi-a permis să scap așa sfaturi, dar în genere mă strădui să nu dau sfaturi. Deci eu povestesc despre experiența mea. Știi, este o regulă. Nu dau sfaturi pentru că n-a să intri niciodată. Tu poți să spui, adică eu puteam să fac altfel. Zic, băi, Ionel, experiența mea a fost asta. Nu înseamnă că la tine e fix așa. Foc la ghete. Fiecare cu drumul lui. Da, sigur. Și eu sigur că a lui să fie mai bun decât a meu, decât că au trecut cam vreo 10 ani. Noi avem acces la alte resurse, avem acces la alte informații. Ei sunt mai tineri, iau atâta adrenalină, atâta sânge, că câteodată noi mergem de urma lor. Domeniul ăsta auto în Republica Moldova și mai ales această breaslă a oamenilor care iubesc motoarele puternice și iubesc BMW-urile în mod special, e
cumva destul de cunoscut și se cunosc oamenii între ei, da? Uh-huh. În acest sens vreau să te întreb dacă ar veni cineva care își dorește să lanseze o afacere similară cu a ta, da? Uh-huh. Știind că piața din Republica Moldova nu e atât de mare, cum ai reacționat tu? I-ai permite să-ți facă concurență? I-ai dat sfaturi sau l-ai rugat să meargă în România sau în altă țară? Știi, cred că, în primul rând, m-aș uita mă dacă el e sănătos, pentru că să vii să vorbești cu mine despre asta, asta deja eu cred că asta e un pas foarte matur, ceea ce, din păcate, în business-ul nostru, în breasla asta despre care vorbim noi acum despre tuning, e lipsă de maturitate în afaceri. Nimeni între noi, noi avem vreo 2-3 colegi cu care, concurenți, cu care noi discutăm, putem să ne cerem sfaturi. Și de asta, din 44 de concurenți, sunt numai 3. Deci îți dai seama. Și respectiv, eu cred că dacă el ar veni la mine, eu m-aș uita la dânsul că el are, mai scurt, are, înțeles, tăria asta. Cred că i-aș... Nu vreau să fiu acum mincinos. Cred că i-aș spune pur și simplu pe ce am trecut eu ca business. Ca să înțeleagă ce l-așteaptă pe dânsul, pe el. E clar că el poate să economisească vreo câțiva ani dacă o să lucrez împreună cu mine. Deci de ce nu? Bagă-te, da. Împărțim. Asta așa, ca idee. Dar, nu știu, chiar nu știu, să spun sincer, acum parcă mi-am permis fantezie să zboare, eu cred că i-aș spune, băiat, bravo, foc la ghete, eu să te ajut, dar ce o să fie în realitate, eu nu știu. Mi-a venit această întrebare pentru că, așa cum spuneai tu mai sus, ai fost primul aproape, sau da, poate printre primii din Republica Moldova care au lansat o afacere în acest domeniu al tuningului auto. Nu știu ce alte servicii mai prestați. Mare parte legat de tuning și de servire auto. Și întotdeauna când vii primul pe piață, nu că ai monopol, dar te simți cumva mai sigur pe poziție, da? Și atunci când apar concurenți, îți dai seama că poate veni cineva mai bun. Da. Aveți o analiză? Cum se întâmplă atunci când vin concurenții pe piață? Cât reușesc să stea? Există companii concurente care deja au trecut, de exemplu, de pragul critic de 5 ani, de 6 ani? Întrebare foarte bună, mai ales că noi odată în jumătate de an studiem concurenții noștri. Vreau să spun, întâi să încep de la cum am început noi și cum am discutat eu prima dată cu primul concurent care era pe piață. Era așa... Mărunțel, dar... Talentat. Eu am intrat cu utilaj scump. Acum, pentru concurenții noștri, este utilaj diferit fel. Mai scump, mai ieftin, nu e asta ideea. Băiatul care lucra atunci în Chișinău, făcea acest servicii, m-a sunat pe mine că avea o mașină de făcut pe tuning și nu avea utilaj, că l-aveam eu. Și el îmi zice, hai cumva să ne întâlnim, să mă ajuți. Adică eu să-i ofer servicii contra cost. Și eu spun, mă întâlnesc cu dânsul, noi eram foarte mari decalaj de prețuri, foarte mari. Chiar dacă eu eram lansat pe piață nouă, la mine prețurile erau mult mai mari. Și eu zic, hai cumva să ne înțelegem, noi suntem la doi. Piața asta micicuță, mică. Și noi eram într-un service unde erau foarte mulți, că cum, erau vreo 5 oameni în jur, și el zice că, Radu, e din a**ui. Dar eu atunci știi la mine că așa s-o înaripat aripile și zic, ok, facem. Și de atunci eu am făcut tot, eu am mers până la urmă, n-am căzut pradă tentativilor lui de dumping, dar el a mers, a ajuns la ceea că el lucra în minus, numai că să mă scoate pe mine pe piață. Și asta pentru mine a fost un exemplu foarte bun, de atât că asta a fost un fel de, știi, legitimație după școală, știi, bratan înșearcă, știi? E ca, ți-a dat atestatul? Da. Și eu mi-am permis să iau vântul. El a mai stat în, cred că, vreo 3 ani pe piață și a dispărut. Deci, la momentul actual, după ultimul studiu de piață, noi suntem deja 44 în Chișinău. Bun, cred că sunt vreo 30 în Chișinău și restul sunt prin raioane. Jumătate de an în urmă erau 22. Hai să deschidem o paranteză acum. Acest serviciu presupune mare parte specialiști buni, un soft foarte bun, da? Și să ai capacitatea de a învăța permanent, pentru că se schimbă foarte multe, da. Nu?
În mare parte, când zici 44 de concurenți, ar putea fi 44 de oameni, că nu e neapărat să aibă atelier. Nu. Adică eu, Dedea Vasea în garaj, la Petricani sau Ionel... Facem publicitatea lui Dedea Vasea. Da, gine că nu e niciun Dedea Vasea, nici tuning. Da, așa e. Adică sunt persoane, nu poți să-i spui că e întreprinderi individuală, e de unul. El are un calculator, undeva au auzit că se poate făcut niște rubli, că Radu face. Eu simt siguranță în ceea ce spui tu și faptul că cumva, poate nu ar fi corect, dar deci nu aveți ceilalți, nu aveți nicio șansă, atât timp când suntem noi pe piață. Știi, apropo, despre concurenți, eu am stat, cred că vreo 3 ani fără concurenți. Nu interesant. Încep să te, eu. Te plafonezi. Da, tu ți-ai pus, gata, asta e planca ta, una la mână că te plafonezi, a doua la mână că pierzi din calitate, pentru că tu ești unul. Nu n-am să fie mai bine. Adică tu îți permiți să nu ieși la lucru când vrei tu. Adică îți permiți să mai... adică te raslăbești, cum zice rusul. Și asta, asta nu mi-a plăcut. Și de-aia când au apărut niște concurenți mai serioși, eu am început să mă simt în pericol, știi? Și când te simți în pericol, pac, te concentrezi, înșepi, te duci la training-uri, îți cauți mentori, îți cumperi utilaj mai nou, te muți într-un loc mai mare, bani, reclamă și așa mai departe. Deci, datorită la concurenți, eu, într-adevăr, am ajuns unde am ajuns. Cât de loială sau neloială este acum concurența pe piața din Republica Moldova între cei 44-45? Din păcate, e absolut neloială. Pentru că noi avem situații când pe la spate te vorbesc. Știi? Adică eu le-am interzis la toți angajații care lucrează în echipa mea să vorbească rău despre concurență. Fără de dat nume, fără acasă când stai cu mătru în bieci, clar că cu lufă și vrei, nu poți mă bag în viața ta, dar tu nu ai drept să vorbești rău despre concurență și asta o fac. Dar despre mine vorbesc. Și din păcate foarte des sunt niște vorbe răutăcioase pentru că, știi, noi suntem azi ce mai scump pe piață și noi oricum reușim, adică noi avem volum de lucru, noi avem volum de clienți care sunt mulțumiți, care vin la a doua oară, a treia oară, dar ei înțelegi că ei iau 30% din prețul nostru și ei n-au de lucru. Și normal că noi suntem răi. Poate au și ei nevoie de timp să crească. Timpul au cât vor. Printre concurenții de pe piață sunt și de peste hotare. Poate a venit pe piață vreo companie de peste hotare? În genere, în afacerea asta, în businessul ăsta, e foarte răspândită ideea de franșiză. Când este un operator important sau igroc, cum zic în rusă, un operator important în una din țări care se ocupă cu, de exemplu, cu chiptuning, el își extinde rețeaua și deschide în Moldova franșiză, în Ucraina și așa mai departe. Asta e cea mai răspândită sistemă de afacere. Nu sistemă, dar model business, modelul de afaceri. Asta e cel mai răspândit pentru că e ușor. Pentru că vine operatorul de psihotare, el vine cu brandul lui, el vine cu rețelele de socializare. Nu investește nimic. Adică partea din Moldova, asta nu e rău model. Nu asta vreau să spun. El investește în local, el investește în utilaj, el investește, cred că, în niște lecții, training-uri pentru personal. Ceva investește pentru reclamă, dar asta nu-i afacerea lui. Asta e franșiză. Atâta timp cât operatorul principal lucrează, atâta timp lucrezi și tu. Deci tu ești doar reprezentant, adică între client și firma din, de exemplu, Germania sau Rusia, n-are importanță. La rândul vostru, compania Dizeloc sau Diesel OK, așa cum ziceai, că e da, în România, Diesel okay, da? Fi, da. S-a extins și în țările vecine sau încă nu? Am avut, Cristina, am avut așa tentative în Odessa și atunci când ne-am întâlnit prima dată la radio, chiar se deschidea, Da, trebuia să merge acolo. Da, s-a deschis în Odessa. Băieții n-au făcut față pentru că ei fiind din start service auto, au vrut să facă și chip tuning. Diferența de preț, moral era foarte mare și tu când vinzi lucruri ieftine, tu nu poți să vinzi lucruri scumpe. Respectiv, n-au făcut față. Și ne-am despărțit, adică suntem ok, suntem prieteni, așa că noi suntem azi numai în Moldova. Când ai spus că
nu a mers cumva în Ucraina, pe mine m-a dus gândul la altceva, la faptul că aici, în Republica Moldova, când spui Dizeliok, te gândești la Radu Pila. Când spui Radu Pila, te gândești la Dizeliok. Și pe Instagram ești și scris Radu Dizeliok. Da. Deci vorbim acum de personal branding. Yes. Când ai descoperit că asta funcționează și dacă ai investit în tine, pentru că eu înțeleg că acum omul Radu Pila este fața Dizeliok. Dacă pleacă Radu Pila, Dizeliok o să aibă în continuare clienți, dar probabil impactul nu va fi atât de mare. Cel puțin clienții de pe rețele socializare, sigur, nu vor fi atât de mulți. Da. Cred, nu știu ce o să fie, dar sper că să n-ajungi. Cum ai crescut tu și cum ai investit în brandingul personal? Uite, cred că eu am avut un nu pot spune un vis, aveam un plan. Cred că prin vreo 7 ani în urmă, plus minus, cred că poate 8, mentorul meu, care și acum e mentor și mă susține și mergem cot în cot cu el. E de aici? Da, scuze. Da, de aici, da. El e consultant în business, adică el business tracker. Îmi întreabă ce vrei. Zic, băi, vreau oamenii să mă știe, oamenii să ceară sfaturi la mine și eu să le pot răspunde, adică să fiu expert în ceea ce fac. Deci să nu vinzi doar servicii, dar și consultanță. Da. Adică eu vreau, în subconștient, vroiam să fac ceva bun, să-i ajut cu ceva, după care din asta o să iasă bani, da? Pentru că oricum omul îți plătește pentru ceea ce îi face. Dar cel mai interesant că asta a fost așa, o aruncat în cosmos, în ideea. Acum, analizând ultimii 2 ani din prezența mea în rețelele de socializare, eu îmi dau seama că am căpătat ceea ce am vrut. Câteodată nevoia în sfaturi de la mine trece limita normală, pentru că mă sună prieteni și mă întreabă de care rot să-mi pun de iarnă, de unde să cumpăr ștergătoare de sticlă, știi? Adică sunt niște momente haioase, dar la per general eu mi-am atins ceea ce am vrut 7 ani în urmă și acum mergem mai departe. Adică cât am investit, nu știu, n-am investit special. Știi, asta e ideea, că cred că dacă atunci 7 ani în urmă era planul mai clar, scopurile erau definite pe timp scurt, dar cu bucățele pe timp lung și aveam să bag niște bani în mine, adică chiar să mă duc la niște cursuri, la niște traininguri, posibil să fi fost la alt nivel acum, dar la mine nu totul intră atunci când la dânșii intră. Când mine, de exemplu, prietenul meu și care mă consultă în business. Poți să-i dai numele dacă vrei. Andrei, da, Andrei Șulianski, îl găsiți pe Facebook, pe Instagram, el îți va consulta în toate ce depinde de afacere și creștere personală. Transmitem salutări. Da, Andrei, salut. El a dus și la mare. Când el îmi spune că, Radu, te-ai făcut asta? Eu zic, nu. Și 35 ani. Și el îmi spune. Trebuia să faci asta. Eu ți-am spus. Dar el, fiind, având capacități pe care eu le respect, de a te cunoaște ca om, de a mă discuați pe mine ca om, el a înțeles că 3 ani în urmă să-i spui lui Radu, fă asta, nu se merită. Informația a venit la Radu, dacă nu intră în Radu, degeaba o bagi. Pești 3 ani întoarcem la tema asta. Pești 3 ani eu ajung singur la asta. Și asta m-a ajuns acum să am ceea ce am pe piață, cu poziția. Tu ai încercat să înveți, din câte înțeleg eu, din diverse domenii, deci și afaceri, și să te dezvolți tu ca personalitate, personal, da? Să devii un expert în acest domeniu, așa cum spuneai. Care sunt acum domeniile tale de interes? Pentru că tu zici, mi-am atins scopul acum, te interesează altceva, mergi pentru asta la cursuri, te interesează poate un mentor la care vrei să ajungi? Nu merg nici la un curs, nici la cursuri. Când apare, deci la mine... Poate ai o necesitate acum. Ce vrea să mai dezvolți în Radu Pila? Știi ce îmi pare rău că n-am învățat? Adică îmi pare rău. Bun, n-a fost perioada necesară. Asta corectă. Contabilitate. Uite, nu știu de ce, chiar mă-și băgam încolo. Se rezolvă. Știu. Știu. La mine permanent apar întrebări noi. Legate de business, de promovare,
de creștere personală, de relații. Acum mai nou relații cu angajații. Eu în echipă, dacă am 100 de angajați, eu mă împușc în prima săptămână. La mine când apare necesitatea de a înțelege ceva nou, eu caut, în primul rând, caut informația care e cea mai accesibilă acum și azi. Mă bag încolo cu mâini și cu picioare, câteodată uitând că mai am de făcut și alte lucruri. Înțeleg cum asta lucrează. Hăcuim, de la cuvântul hacker, așa. O hăcuim pe bucățele, îmi iau de acolo ce îmi trebuie mie, o bag înapoi în afaceri, sau în viața în personală, sau în relații, și după asta primim aplauzele. Asta e schema cu care lucrează Radu. Ți s-a întâmplat să o dai în bară? Da. Care ar fi momentul când iată a fost cel mai mare fail așa pentru tine? Deci pentru mine, sper că nu mă văd angajații mei, pentru mine cel mai mare fail e, până astăzi eu nu am capacități de a lucra cu HR-ul, adică cu angajații. Nu știu, fac ceva la nivel de intuiție, credeam că nu lucrează. Fac cum scrie cartea, nu lucrează. La mine se mai schimb oamenii în echipă. Acum, spre fericirea mea, chiar am niște băieți care chiar își fac meseria foarte bine. Dar eu cred că eu nu sunt destul de specialist în relația cu angajații. Asta dacă vorbim de failuri la nivel de Radu, de personalitate, da? Sau businessman. Dacă failuri din afaceri, acolo eu am mai mult pe zi povestesc. Care ar fi? Să înțeleagă și cei care ne privesc că e ok să greșești. Da. Din greșeli te înveți. Și să povestesc cea mai interesant. Deci, cred că, hai să zicem, cel mai scump fail a fost când, prin 2014, făcusem, sau 15, n-are importanță, făcusem chip tuning la un X6, BMW X6, și în momentul în care îi scriam softul nou, a ieșit din funcție unitate de control, adică a ars. Ars, pentru că există factorul uman, adică eu, că atunci eu făceam totul, și marketing, și diagnostică, și citeam programa, și băgam softul înapoi. A murit, pur și simplu a murit. O variantă era cea mai rapidă, e de a repara. Undeva am luat vreo două zile, cred că, și cred că vreo 200 de euro. Chiptuning atunci costa la noi $250, adică îți dai seama, la 200 de euro reparație, intrai în zero. Clientul a fost o leacă mai complicat. Nemulțumit, da? Da, foarte nemulțumit, desigur. X6, el avea deja vreo 3-4 ani, adică îți dai seama, wow, BMW-ul meu. Și a insistat în formă vulgară, a insistat să-i cumpăr unitate de control nouă. Ceea ce înseamnă 1,5 de euro. N-ai de ales. Adică, bun, mergem pe calea juridică, judiciară, nu ieșim nicăieri. Pentru mine era mai simplu din punct de vedere a resurselor mele interioare, da? Nervi, retraială și mai departe, mi-era mai ușor, dar financiar nu, să cumpăr altul nou. Și l-am cumpărat. Astăzi, asta e una din garanțiile care eu le dau la clienți, că eu în orice moment îi acoper niște cheltuieli sau prejudicii. Și, apropo, despre asta niciodată n-am vorbit, nimeni nu știa despre cazurile astea. Și despre cazuri vreo 3. Și cu un Porsche am avut, dar asta rămâne după cadru. Acum când am început să povestesc despre asta, eu am înțeles că, știi, oamenii nu mai cred în reclamă. Asta e cel mai important. Oamenii nu cred în reclamă pentru că îi simt când e minciună, e fals, da? Oamenii au început să creadă în oameni adevărați, oameni cu emoții, oameni când mai e dispoziție mai bună, când e Radu în dispoziție mai rea, cu failurile lor și mai departe. Și eu fac un video, zic, băi, hai să vă povestesc despre... A, cineva îmi scrie într-un comentariu că tu vorbești numai despre bine, că voi să așa de... Hai povestește de vreun caseac. Eu zic, ok. Și le povestesc despre 5, dar nu tot tema, numai le spun, ia că așa a făcut așa, 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 despre care vreți să vă povestesc mai detaliat. Da? Și l-am postat, aștept, Doamne, am ușa... Despre ce mașină era vorba? Era un BMW, era o Toyota Auris,
era o... Doamne, ce mai era? Era X6-le ăsta cu blocul și mai era o mașină. Adică fiecare a avut niște momente mai puțin sau mai mult neplăcute pentru mine. Din punct de vedere și ca, ca reclamă și ca finanță, ca cheltuieli financiare. Și eu le spun, zic, spuneți-ne că alegeți din 5 despre care eu vă povestesc deschis despre toate cazurile astea. Și m-am așezat și așteptam, am ușit, știi, scad vânzările, tăți hateri vin, ura, Radu, a dat greș. Știți comentarii avem sunt video socială? Se mai întâmplă. Nu. Vreau să fac chip-tuning la BMW, cât costă chip-tuning la Audi, când s-a devenit la înscri, a fost cu tătul. Invers, știi? Și eu am înțeles, uite, spun și întreg fiori, eu am înțeles că omul vrea sinceritatea asta. El vrea, da, eu sunt om viu, da, am greșit, s-a stricat, ce să-i fac? Hai în pușcă, mă, hai! Știi? Și eu am înțeles că din când în când le mai dau la oameni, le arăt, ia că uitați-vă, da, și caseacuri am făcut noi, da, ia că na, s-o. Mașină de pe din 100 în care a căzut și am, da. Ce mașină a căzut? Era o Honda Civic, îmi pare că, dacă nu mă greșesc, era tunată, era foarte joasă și curaua care o prinde, pur și simplu s-a lipit de țeava de eșapament, s-a topit. Și în momentul în care aveam 120, cred că, la bord, pe dyno stand, s-a rupt curaua și mașina s-a dus în perete. Bun, eu am oprit-o pe margină, dar i-am plătit omului un cauciuc nou, pentru că el, pur și simplu, de la barabanele acelea s-a rupt. Și de este... Cât de sigur este atelierul vostru? Știi, pentru client e foarte sigur, pentru că la toate lucrările care le facem noi dăm... Pe lângă garanții, mai dăm, de exemplu, la chip tuning. Tu ai variantă cu test drive gratis pentru o zi. Băi, sunt situații când, ia ca, dar pentru cine întreb asta? Sunt eu sau nu sunt? Ok, eu pot să-ți conving pe tine că tu ai sunt, dar n-ați o zi gratis. Și dacă nu e da, ok? Da, nu plătești nimic. A doua variantă, dacă nu vrei o zi, dar vrei o lună. Pentru știi că dacă spui mașina astăzi, îți pare că azi mergi mai bine. De atâta te-ți drive cu o zi, nu totdeauna lucrează. N-ați 30 de zile. 30 de zile, noi ți-ntoarcem money back 100%. Adică nu 170% e money back. Niciun concurent nu face asta. Niciun concurent nu are te-ți drive de o zi. Deci eu întotdeauna le dau posibilitate la clienți să testeze și asta face relația noastră să fie win-to-win când el cumpără, el știe ce cumpără. Și el poate să o testeze, să o pui mâna pe dânsa, e clar că asta nu-i tricou, dar și asta îmi oferă o încredere în faptul că, indiferent ce s-ar întâmpla, noi se rezolvăm toate problemele. Plus, în prețurile noastre sunt incluse riscurile care, dacă nu dă Doamne, se întâmplă ceva cu automobilul, da? Din cauza noastră, din vina noastră, eu am de unde să-i achit omul prejudiciile. Care ar putea fi riscurile? Dacă am deschide niște paranteze. Acele care le-am numit eu, despre dacă iese din funcție unitatea de control. Cel mai mare risc e ăsta. Pentru că dacă, de exemplu, în momentul fizic cu lucru cu dânsul, ceva nu e conectat corect, el poate să ardă. Riscuri pe parcurs de exploatare nu pot apărea. Adică, apropo despre sinceritate, n-ai să mă crezi, cred că am vreo 4 ani de când oamenii mă întreabă resursul la motor a scad, eu zic, nu știu. Știi? Nimeni din concurenții mei nu spune asta. Nu știu, nu sunt așa cifre, nu există așa cifre. Dar, dacă automobilul tău are parcurs mare, dacă este ceva care trebuie de grabă să iasă din funcție, el o să iasă din funcție mai devreme. De la chip tuning, da. Dar asta nu din cauza. Asta forțează un pic munca motorului. Da. Munca motorului. Da, munca, lucru. Muncește că, așa cum zice soțul meu, mașinile sunt și ele ca femeile. Trebuie îngrijite, trebuie să ai grijă. Iubite... Cumpărat haine noi. Exact. Eu permanent glumesc când zic, numai un om are voie să vorbească rău despre BMW. Asta e omul care are BMW, gata. Restul nu au dreptul. Uite, să fiu sincer, mi se pare că BMW-știi sunt cei mai devotați oameni, cred că, nu știu, să cer că am ușa găsați niște cuvinte, acelui ceva care este plăcerea de a conduce, este automobilul, da? Pentru un BMW-ist,
BMW-ul nu este un mijloc de transport de a duce la lucru. Pentru noi, bun, eu vorbesc despre mine, pentru noi asta e un stil de viață. Asta e o adrenalină, asta e o... am văzut pe un banner în România la cursă, reclama la BMW și era scris it's about heart, este vorba despre bătăile inimii, nu despre kilometri pe oră, știi? Adică, bun, din păcate, foarte mulți BMW-ști de-a noștri care ne strică faima cu mersul la roșu, cu mersul pe linii continui, da, sunt și de ăștia, unde fără uscături. Dar în genere, ei își iubesc. Pentru ei, asta e a doua, știi cum, asta e teritoria mea. În cazul meu, BMW-ul este teritoria mea. Acolo nimeni nu se poate băga în teritoria asta. Și cred că fiecare BMW-ist are tot aceeași problemă. Ce an, ce motor are mașina pe care o conduce acum? Acum, una dintre însele e un BMW Active Hybrid, adică motor pe benzină cu motor electric, din uzină, 3 litri benzină de bază cu turbo, din uzină 340 de cai, moare 485. Făcuți la dizeloc. Da, exact. Crescuți la dizeloc. Crescuți la dizeloc, da, da, de ăștia, știi, de rasă. Mi-a dat multă bătaie de cap, apropo, iarăși despre faptul că eu sunt sincer și cinstit cu clienții. Eu foarte mult am... deci nu s-a primit deodată, știi? Adică toți concurenții, și că noi facem în 40 de minute chiptune, bă, fă în 40 de minute. Mi-a luat, cred că, vreo 8 luni ca să ajung la soft la care mașina să lucreze stabil și nu fac probleme. Și eu despre asta postez la oameni. Și unii spun că tu nu-ți pășești nică mașină. Zic, ok, nu-ți pășești nică, dar nu mă scași, eu sunt cinstit. Și a doilea e un... Asta a fost pregătit mai mult pentru curse Time Attack din România, dar e daily car, adică merg zi de zi cu ea la muncă și prin oraș. A doilea automobil e un BMW Coupe, caroseria E46, era un vis de-a meu de vreo câțiva ani să am BMW cu două uși, să-l dau jos pe asfalt, să-i scot țava de șapament pe capotă și diesel să fie 3 litri diesel pentru drift. Și eu azi ne-am făcut visul ăsta. Așa că sâmbătă, duminică, la Sângera vă așteptăm la drift. Apropo de competiții, că particip destul de des. Da. Când ai posibilitate, nu? Mă strădui să nu pierd, cel puțin, Time Attack de România. Anul ăsta am fost la toate etapele. 5. Tu simți susținerea comunității de BMW-iști în acest sens? Vă ajutați cumva reciproc? Poate sunt, cu siguranță sunt mai mulți pasionați care vor să participe la curse. Uite, cred că nu o să spun nimic nou. Din păcate, chiar și printre rândurile de BMW-iști există invidioși. Spre fericirea mea, nu am de-a face cu ei. Știi? Am câțiva oameni care, dacă vorbim de BMW-iști, pentru că restul, mentorul meu mă susține, pentru că el știe că asta e Radu, asta el trebuie să facă, dacă el nu face asta, el nu se simte împlinit. Și colegii mei din BMW-ul Moldova, o parte din ei mă susțin. Știi, întotdeauna în așa momente apare o invidie pentru că nu toți au curajul să facă asta. Nu toți au curaj să facă mașină galbenă, pentru că toată viața eu am mers pe Volga neagră sau albă. Nu toți au curajul să ducă cu mașină hybrid la cursă. Nu toți au curajul să iasă de pe teritoriul Moldovei, hai să fim sinceri, știi? Și în cazul ăsta, ăștia care reușesc să facă asta, e rău pentru acela, că acela stă pe acasă pe divan și iar s-a dus la gonci. Și de că dește cam de atâta. Dar poate sunt și foarte mulți care te admiră, stând de acasă, te susțin, dar nu au curajul să-ți scrie, să-ți spună despre asta. Și asta tot. Și mă bucur, știi ce mă bucur cel mai tare? Că foarte mult tineret, nevrând eu, cred că am devenit un fel de exemplu. Știi? Poate mi-au acum prea multe steluțe pe umeri, dar mă întâlnesc cu copii. Hai, nu știu, clasa 9, a 10, a 11, a 6, a, știi, Radu Dizilioc, dă-ți facem o poză, mă întreabă, ce ai făcut la mașină, știi, mă urmăresc, pun like-uri, am vreo doi care au deschis pe TikTok pagină de fan Dizilioc, adică el n-are treabă cu mine, el postează, vine, fotografiază cu mamă, cu tatăl, băieții de la poliție, tot așa, Radu, tot normal, tot normal. Știi ce să sper? Până la urmă, că copiii ăștia, când o să ajungă la maturitate, ei o să știe ce vor. Ei o să vrei să facă. Poate eu o să devin un exemplu pentru ei. De ce nu?
știi? El o să termină școala și el când își cumpere primul BMW, el știe unde să-l tuneze. Primul BMW. Primul nu altă BMW. Mașină. Primul BMW. N-am nicio problemă cu asta, poate să cumpere ce vrea. Important să iubească tehnica. Știi, până la urmă ne-mi pare că copiii care sunt, copiii chiar și noi, fiind băgați până vârful capului în automobil, nu-ți rămâne timp pentru prostii. Eu așa sper. Adică știi, nu-ți rămâne timp pentru alcool și droguri și mai departe. Și de ce nu? Doar când era Uniunea Sovietică, noi avem cercuri de strângem kartinguri, strângem metalolom, asta. De ce nu? Ia ca copii, o să crească. O să crească și eu cred că, eu sper, și chiar câteodată prin comunicarea mea cu subscriberii mei, încerc să comunic asta, când ai să crești, trebuie să ai un vis. Trebuie să ai un vis, nu important BMW. Să ai un vis, să faci ceva pentru el. Și cred că ei când o să iasă de pe băncile școlii, ei o să fie mult mai fericiți. Și cumva și să se educe să conducă responsabil. Exact. Poate se schimbă percepția asta că proprietarii de BMW conduc agresiv. Nu e întotdeauna așa. Eu cunosc foarte multe persoane din acest cerc, da, și nu e vorba de vârstă, e vorba de înțelegerea lucrurilor. Exact. Unii o au mai devreme, alții mai târziu și chiar dacă au un motor foarte puternic, o să meargă cu 50 km la oră dacă asta spune legea. Asta e așa, o bilă albă pentru BMW-iști. Dar dacă ai putea tu să-mi explici totuși de unde există această competiție între pasionații de BMW și Mercedes, dacă tu ai o explicație. Nu cred că există competiție. Competiția cea mai mare e, bun, dacă vorbim de sport, era între, dacă nu mă greșesc, era între BMW și cu Subaru. Mercedes-ul cu BMW nu a fost niciodată concurenț și nu a fost, este două. La nivel de percepție sunt concurenți, de câte știu. La nivel de percepție ce înseamnă pentru el automobilul, da. La nivel de la ce vârstă și la ce statut tu îți cumperi una sau automobil, da, pentru că tot spun că când ești mai în vârstă îți cumperi Mercedes, când ești tânăr și ai limbrici îți cumperi BMW. Dar de unde, n-am idee de unde prostia asta, undeva ne-a băgat cineva în cap, cine nu știu. Adică știu că există, între iarăși la nivel de sport, între BMW și Subaru, nu pot să-ți răspund, Cristina, la întrebarea asta cu Mercedes-ul, eu cred că... Eu înseamnă că trebuie să mă gândesc ce fac cu soțul meu, pentru că mie îmi place și Subaru. Uh-huh. Lui îi place BMW, deci trebuie să... Vezi, dacă vii cu Subaru acasă. Să ne gândim ce facem. Bun, despre asta te-am întrebat. Voiam să te întreb dacă știi un banc bun despre BMW-ști. Dacă îți vine acum, repede. Dacă nu, atunci spune-mi o întâmplare între BMW-ști care ar fi haioasă. Cel mai răspândit banc e unicul. Când, de ce BMW, șoferii de BMW, posesorii de BMW nu-și dau mâna când se întâlnesc, pentru că s-au întâlnit dimineața la service. Dar bancul ăsta îl spun și posesorii de Range Rover, și posesorii de, doamne, ce mai era cu care se trec permanent, niște vaguri. Sigur nu Toyota. Da, ei nu se întâlnesc, ei din păcate nu se fărâmă. Cam asta e bancul, dar iarăși fiecare îl adaptează pentru el, pentru că cel mai bun banc, cred că ar fi, era un monolog așa lung și câteva idei de acolo că la un BMW-ist în casă o să fie 2-3 perechi de jante noi, iar soției o să meargă într-o pereche de cizme un an întreg. Nu e chiar așa. Pot să confirm. Nu e așa. Asta, Senia, pur și simplu, el nu face parte din BMW. Dar, da, este glumă, dar este glumă. Apropo de fete care iubesc BMW-urile și, în general, de fete care conduc, știu că tu ai făcut și un grup pe Facebook pentru fete care șofează. Vorbeam și în interviul anterior. Ce s-a mai întâmplat cu el? Îl mai gestionezi? A fost o idee. Eu, având service auto, m-am ciocnit cu foarte multe feedback-uri de la femei clienți care merg la deservire automobilă, că nu sunt luate în serios, sunt când duc într-un servis, că își bag joc de ele, că le bagă piese care nu au nevoie, știi? Adică este o problemă și din păcate e așa asta în secolul 21, ea există. Discriminare. Da.
Cu toate că te spun că nu, că noi suntem, nu mai sunt așa. Din păcate, nu pot spune nimic rău de acești colegi. Eu nu fac intenționat, eu fac din neștire. Și atunci ideea mea a fost să creez un fel de grupă pentru a ajuta femeile care șofează, anume în așa consultație. Adică poate sune la nouă seara, Radu, și rot să-mi pun. Da, am avut este. Sau nu-ți pornești. Am uși, venim, ți-o pornim. Ideea mea a fost că a să intri. Da? Dar, din păcate, nu a intrat. Și nu vreau să spun, eu cred că unica problemă e că n-am insistat eu să o promovez. Să o promovez, să o arăt la oameni, cumva, poate n-am văzut sensul, cred. Nu mai poate știu. E un motiv să revii da, la de ce nu? Acest subiect. De ce nu? Știu că ai mai încercat ceva, ai mai avut sau mai ai, poate, o afacere cu bere. Cu bere e foarte interesant, treaba nu e afacerea mea, e doar un tip de bere. Un tip de bere. Istoria e foarte interesantă. Uitându-mă, știi noi ca copiii ăia care permanent se uită la Discovery despre firme de tuning din America, Gaz Monkey, Richard Rawlings, el are whisky, are merch foarte bine, haine, adică foarte mult. Și eu m-am aprins. Mai ales că eu foarte tare îmi iubesc, cum ai zis tu, a treilea copil, Dizilioku. Și eu tare vroiam asta, adică știi, ceva haine, ceva, nu știu, whisky, până la whisky nu mai asta. Mai avem. Să adun comunitatea cumva. Da, da, în jur la brandul tău. Și venisem de la într-o deplasare din Belarusie, ne-am băut bere roșie. Și la mine s-a legat roșu, Dizilioku, trebuie să facem bere. La noi nu era bere roșie în Moldova. Găsesc eu producătorul, zic, vreau bere roșie. Băi, dacă s-o fac roșie cum vrei tu, ea o să fie caramelizată foarte tare. Moldovanul nu iubește bere caramelizată, pentru moldovană trebuie amară. Femeile iubesc. Înseamnă că facem pentru comunitatea femeilor bere caramelizată aparte. Și atunci am găsit un compromis în niște produse în care nu mă prea pricep. Eu am încredințat producătorului, spun, vreau asta, vreau să aibă gust ceva din tinereță, doamne, din Uniunea Sovietică, când eu leacă ea măruie. Și prima bere care am făcut-o noi era, Dizilioku era, doamne, nu mai știu care era, nu-ți minte cum, era, nu era IPA, acum e IPA. Răd IPA și ea așa se numește, Dizilioku Răd IPA. Ideea că procentul de alcool trebuia să coincidă cu numărul motorului meu. Deci, la BMW care știu motorul N55, respectiv, berea trebuie să aibă 5,5% procente de alcool. Acum cred că e a 4 sau a 5 tonă, cred că dăm în 2 ani, procentul s-a ridicat, dar m-am plecat de la 5,5 și el a ajuns la vreo 6,1, îmi pare, cam așa. Asta e bere craft. Dar de ce a fost nevoie să o faceți mai tare dacă era de principiu să fie 5? Nu, cred că au pierdut controlul în momentul producerii. Sau poate s-au prins mai mult. Sau poate e sens, poate... A crescut numărul de cai la... Cred că. Așa ne ridicăm și noi, zic, cum bă, era 5,5 la început și mai 6,1. Ce tuning? Să înțeleagă cei care ne privesc că noi nu promovăm consumul de alcool la volan. Și apropo, o să fac chiar o mențiune. Mulți, iarăși, din prieteni, colegi, au zis că tu ești, promovezi automobilismul, promovezi condusul, șofatul, sigur și mai departe, și promovezi bere. Tipa nu se leagă. Ideea mea era așa, în tot comunicarea mea cu clienții, cu subscriberii, asta e bere pentru vineri seara. Sau sâmbătă. Când lași mașina gata. În parcare. Asta e clar. Te-ai dus, ți-ai luat, ai servit-o, n-ai treabă. Eu sunt împotriva la alcoolul la volan și întotdeauna am fost împotrivă. Și asta și comunic și la toți prieteni și la toți colegii mei. Așa că interviul va fi publicat într-o joi seara. Da. E tocmai bine să-și cumpere berea a doua zi și să stea seara la un pahar de bere cu prietenii. Cât de des bei bere? mai des decât ar trebui, cred că. Se întâmplă să mergi cu transportul public? Ultima dată am mers cu transportul public când aveam un BMW seria 7 și era la service. Și eram cu troleibusul pe Ștefan cel Mare. Bun, acum am colegi, prieteni care îmi iau mașină sau mai nou soția mea are mașină coreeană care nu se strică. Deci nu are BMW? Nu. Eu întotdeauna am spus, asta sunt tăieți, eu întotdeauna am spus că într-o familie de BMW-ști trebuie și o mașină coreeană care nu se strică. E trebuie să fie. Și deci, mergeam cu troleibusul
Și Ștefan cel Mare, m-am așezat la fereastră să văd orașul. Și pe alături trece automobilul directorului școlii unde preda soția mea. Și el era alături, adică avea șofer și el alături. Și el că așa merge. Eu zic, blin, unde să mă ascund, știi? A fost târziu. Asta a fost, cred că, ultima sau cel mai interesant caz cu transportul public. Și conducea un BMW? Da. El? Nu, eu nu știu ce era el. N-are... El, pur și simplu, mă știa pe mine că era la noi, soția mea are, știi, la școală îi spun doamna Dizilioc, tăți, știi? Și tăți știe eu că Radu Dizilioc, el trebuie să meargă cu BMW-ul, de el merge cu troleibusul. Bun, promovăm transportul electric, da, ecologic. Da. Apropo, te-ai gândit vreodată să-ți iei un automobil electric? Ai încuraja? De încurajat, da. Și vă spun de ce. Am avut ocazia, cred că vreo o 2 ani în urmă când filmam un test drive cu un BMW i3, și că am avut o săptămână chiar am mers cu el. Deci full electric, priză, vii de seara, o pornești, pac, pac. Am rămas foarte plăcut surprins de performanță. Deci atunci, la momentul dat, pentru mine era o dilemă, sau nu o dilemă, era o întrebare pe care eu nu puteam să o înțeleg. Ce vreau eu mai mult? Să economisez bani pe benzină sau să am totuși emoțiile cele de la... De la motor, da. Sub capotă se aude. De la performanță, adică să știi cum când te pornești de pe loc. Și am înțeles că i3-ul pentru mine e un fel de consens între mașină electrică, dar și dragostea mea de BMW. Pentru că stând la volanul la i3, tu te simți în BMW. Când mă sui în alte, nu spun japoneză, pentru mine asta-i conservă. Pe lângă asta, când am întors mașina înapoi și m-am suit înapoi în BMW-ul meu, care atunci aveam un X5 48, motorul 4.8 volum, mânca 22 de litri, eu am calculat că cu i3 eu mergeam cu 44 de lei pe zi. Pentru mine asta a fost șoc plăcut. Deci eu acum, chiar dacă mă ocup cu chip tuning la motoare, chiar aș vrea, adică aș vrea, susțin intrarea la motoarele astea electrice, mașini electrice în viața noastră. Pentru că e și econom, e și ecologic. Eu dacă mi-aș lua, nu. Nu văd. Adică, bun, sunt modele astea noi care ai X3, nu știu cum se numesc, care au 0-100, 2 secunde. Da, cred că da. Nu știu cum o să-mi închid eu necesitatea mea de a simți când pornesc motorul dimineață, simt cum el se mișcă, sau când pui mâna pe volan și simt cum merge pe volan, merge benzina spre tine, nu știu ce o să fie atunci. Adică, dar îți deschis la orice experiment. Eu cum mă gândesc că cum ar vorbi despre mașina sa proprietarul, nu știu, unei Toyota sau unei... Mă sui la lucru, mă duc la lucru, am pornit-o, am pus-o la parcare, am ieșit, am spălat-o și așa 10 ani, fără nici investiții. Crezi că peste ani vei rămâne devotat acestei marci? Eu înțeleg că deja cumva accept și mașina electrică. Poate, cine știe, peste ani te gândești că nu e neapărat să ai doar BMW. Uite, hai, cred că o să spun ceva și poate de mâine mă scot, mă alungă din clubul BMW, dar, repet, îți deschis. Dacă, în, nu știu, apropiații ani, cât eu o să fiu limpede la minte, o să apară un automobil care o să-mi dea aceleași emoții, aceeași siguranță, aceeași legătură, conexiune cu ea, eu cred că mă mut. Nu știu ce poate fi asta. Pentru mine, analizând ce se face pe piață, ce automobile apar, nu știu, chiar nu știu ce m-ar face să trec pe alt automobil. Sigur că urmăritorii noștri nu ne-ar ierta dacă nu te vom întreba ce mașină îți dorești să-ți cumperi în perioada imediat următoare. M2, Competition, M4, M5, BMW. Deci cine o are? Mă sunați. Mulțumesc tare mult. Pe final vreau doar să te întreb dacă tu astăzi ești un om fericit. Eu vineam încoace cu întrebarea asta în cap. N-ai să mă crez. Da. Pentru că chiar astăzi am avut o discuție cu mentorul meu și mi-a mai amintit încă o dată ce fac și de ce fac. Ce am astăzi? Astăzi eu îmi permit să fac ceea ce vreau. Eu îmi permit multe lucruri.
eu îmi permit să ajut pe cineva când este nevoie, ne gândindu-mă că eu banii de undeva din familie, știi? Eu îți permit să cheltui niște bani pentru niște jucărele de mele. Eu îmi permit să petrec timpul așa cum vreau eu. Eu îmi permit să mă duc la cursă de 6 ori pe an. Da, eu sunt fericit.